dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Ne-am obișnuit ca odată ajuns în colectivitate cel mic să facă diferite boli. Haideți să vedem care este situația în momentul de față, mai ales că, într-adevăr, preșcolarii și cei din clasele 1-4 merg la unitățile de învățământ, indiferent de scenariul în care este localitatea. Discutăm în această dimineață cu medicul pediatru Mihai Laniță. Bună dimineața! Bună dimineața! Întâlnim aceleași boli și în acest an sau s-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat foarte mult. Într-adevăr, măsurile care au fost impuse datorită situației pandemice dau rezultate. Avem mult mai puține situații de infecții respiratorii, digestive în cazul copiilor, datorită purtării măștii, păstării distanțării, igienizării bune a mâinilor și, practic, per total, avem mult mai puține cazuri de îmbolnăviri. Trebuie să fim conștienți, părinți fiind, că atunci când copilul merge în comunitatea de copii, primul an este anul de imunizare, face o intercurență, să-i zicem banala răceală o dată pe lună, este absolut normal, nu trebuie să fii însupărați sau speriați din acest motiv. Deci mai răcesc copiii și anul acesta. Exact, mai răcesc și anul acesta și este normal, pentru că asta este o variantă prin care sistemul imunitar al copilului învață, se pregătește și practic luptă mai bine. Dacă ar fi să facem o diferențiere între preșcolari și cei de clasele 1-4, sunt diferențe în ceea ce privește bolile pe care le fac în această perioadă? Este posibil ca cei preșcolari să fie mai expuși, pentru că acolo nu putem să discutăm de purtarea măștii și de o igienizare foarte bună. Ei își mai ating nasul, mai ating gurița, pun mâinile pe jucăriile pe care le folosesc în comun. Deci este posibil ca acolo să avem această transmitere a infecțiilor respiratorii comunitare și evident, acei copilași mai mici aduc acasă aceste infecții respiratorii în special și își expun familia, își expun părinții, expun bunicii, expun frații mai mici care poate nu merg în comunitatea de copii. Tocmai de aceea sunt mulți părinți care nici măcar nu i-au mai trimis pe cei micuți la grădiniță, mă refer la cei de 3, 4, 5 ani, de frică să nu răcească, să nu facă COVID, să nu aducă în familie anumite boli, chiar și bolile copilăriei. În anumite situații este o temere care este justificată, pentru că dacă părinții sau bunicii au anumite boli cronice și ar fi în pericol atunci dacă copilul ar aduce ceva din comunitatea de copii, dar în general copiii pot frecventa aceste comunități, sigur că în anumite condiții. Încercăm în această perioadă ca grupele să fie mai mici, interacțiunea între grupe să fie mai mică, partea legată de triaj atunci când vine copilul în comunitatea de copii să nu fie trimis cu simptome, cu febră, dacă se întâmplă în perioada cât stă în creșă sau în grădiniță să apară simptome, asistenta locației respective imediat să ia măsuri pentru a izola copilul față de ceilalți copii, încât transmiterea comunitară să fie cât mai mică. Și atunci se protejează și familia de acasă, frățiorii mai mici, bunicii și așa mai departe. Vă mulțumim foarte mult și reamintim cu această ocazie ca părinții să nu îl trimită pe cel mic la școală dacă are diferite simptome. În acest fel îi protejăm și pe ceilalți de la unitățile de învățământ. Cam acestea sunt informațiile de aici. Dani?